Astăzi, în ziua pomenirii Sfântului Apostol Toma, în noua biserică a parohiei ortodoxe române din Pescara, Italia, a fost săvârșită prima sfântă liturghie arhierească. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei. Piatra de temelie a noii biserici a fost sfințită în data de 25 aprilie 2017. Dăm slavă lui Dumnezeu că am trăit să vedem o nouă minune a lucrării sale în zilele noastre. În urmă cu un an și jumătate s-a pus piatra de temelie la biserica închinată Sfântului și Dreptului Simeon și Sfintei Prorocițe Ana, la care s-a adăugat Sfântul Apostol Toma, Sfintele lui Moaște fiind foarte aproape de aici la Ortona, și de asemenea Sfântul Evanghelist Marcu, pentru că în ziua de Sfântul Evanghelist Marcu anul trecut, în aprilie, am pus piatra de temelie aici. Și prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin mijlocirea acestor sfinți, prin jertfelnicia preotului, părintelui Alin Iarca, a familiei lui, a consilierilor parohial și al tuturor credincioșilor din parohia aceasta, iată că astăzi am săvârșit prima sfântă liturghie arhierească într-un lăcaș de toată frumusețea, care are și la subsol o parte de spațiu pentru activități de cateheză și activități sociale. În zilele noastre se întâmplă lucruri paradoxale, lucruri care ne mâhnesc și lucruri care ne bucură. Și iată că unul dintre lucrurile care ne bucură atât de mult este acesta ce se împlinește astăzi, adică slujim pe pământ străin, slujim într-o biserică ridicată de credincioșii noștri aici la Pescara, deși nu este vorba de o comunitate atât de mare, dar care iată că a reușit să împlinească acest frumos lucru. Astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne-am adunat aici pentru a sărbători prima sfântă liturghie după construirea bisericii parohiale de la mica comunitate din Pescara, prima biserică ortodoxă română construită pe malul Mării Adriatice. Această biserică a fost posibilă prin întruda și jertfelnicia noriașilor, dar și prin ajutorul autorităților locale. Piatra de temelie la această biserică s-a așezat pe data de 25 aprilie 2017, iar într-un an și 6 luni Dumnezeu a binecuvântat să putem duce la bun sfârșit această lucrare, rămânându-ne, începând de acum înainte, să împodobim așa cum se cuvine, după tradițiile bisericii ortodoxe, biserica, și să ne continuăm lucrarea. După Sfânta Liturghie, ierarhul a binecuvântat lucrările efectuate până în prezent la noua biserică, dar și spațiile de la demisolul bisericii, destinate școlii parohiale, dar și altor activități culturale și sociale. Un fragment din moștele Sfântului Apostol Toma se păstrează în localitatea Ortona, în apropierea Pescarei.